pe traseul Gilău, Someșul Rece, Mărișel, prin Beliș, pe lângă lacul Fântânele, Poiana Horea, Matișești, Horea, Albac, Vadul Moților, apoi înspre Câmpeni până la barajul de la Mihoiești, urmând asfaltul care duce din comuna Avram Iancu, până în comuna Vidra, satul Neneș. Teoretic, versantul drept al Arieșului Mic, la confluență cu pârâul Slatina, ar încuraja tihna sătucului de munte, dar aceasta nu se traduce, potrivit opiniei mele, prin construcții relativ moderne din care s-auzi căderea apei chemându-și vizitatorii. Dimpotrivă, regiunea trebuie să dețină un microclimat specific determinat de cascadă. România este renumită prin cascadele sale, prin căderile sub un unghi de peste 45 de grade, situate, în general, pe traseul unei ape curgătoare. Știm că în decursul prăbușirii se produce o ceață, un amestec de apă pulverizată și de aer. Însoțită de vuietul caracteristic produs de căderea apei, intensitatea este determinată de înălțime, gradul de cădere, debitul cascadei. Desigur, cascadele pot constitui și puncte de atracție turistică. Unele au primit denumiri proprii și sunt însemnate pe hărți. Prin căderea apei modifică regiunea din punct de vedere geomorfologic, exercitând o acțiune de eroziune, formându-se astfel cavități în rocile din albia râului. Se produce prin frecare și fenomenul de ionizare a aerului. Cascada Pișoaia, declarată rezervație peisagistică, se întinde pe o suprafață de 2,5 hectare. Încadrată într-o pădure de fagi și de arbori izolați de rășinoase, aflată pe un prag stâncos de calcar, calcare cristaline de vârstă paleozoică, căderea, aproximativ 18 metri înălțime, are un front de despletire a firului apei de 25 de metri pe abruptul stâncos. Formațiunile calcaroase de tip travertinic impulsionează spectacolul de ansamblu. Apele din zonă sunt bogate în calcar, acoperă totul cu depuneri, dau naștere la formațiuni.
Din tufele calcaroase, localnicii confecționează cruci care pot fi văzute lângă biserici. Fluxurile de apă au cizelat rocile, schimbând incontinuu aspectul cascadei Pișoaia, numită și Cascada de la Vidra. O schimbare naturală. Dar trăiesc și cu gândul la fragmentare, la poluare, aspecte cauzate de oameni, care pot avea ca rezultat prăbușirea habitatului. Lăsăm natura să-și vadă de ale ei?